Iubite Părinte, Tate și Fiule Laurian, îndoliată și împărată familie, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne aflăm într-o perioadă de grație, pentru că suntem în preajma Sfintelor Paști și lumina luminează, poate chiar cu mai multă intensitate, pentru că, de această dată, pentru noi toți, dar în special pentru familia roabei lui Dumnezeu, Adriana, este însuțită de suferință. Noi știm, am învățat și propovăduim, dar trăim fiecare în viața noastră faptul că nu se poate ajunge la înviere decât prin cruce. Așadar, prin suferință. Însă, de această dată, învierea și suferința merg împreună efectiv. Ele nu sunt etape care se succed. Sunt etape, de fapt, sunt două stări care, până la urmă, ne definesc în aceste momente. Ne definește suferința pentru că suntem izgoniți în această lume și trebuie să trecem prin moarte ca să revenim la Raiul pierdut și apoi la Împărăția lui Dumnezeu. Însă lumina copleșește suferința. În zilele acestea am meditat adânc la ceea ce a însemnat Maica Domnului în istoria mântuirii neamului omenesc și felul în care ea a trăit toate etapele până la răstignirea Domnului Hristos, răstignirea însăși, moartea Lui, îngroparea Lui și apoi învierea din morți. De ce spun? Pentru că Maica Domnului l-a însoțit pretutindeni, mai mult chiar decât apostol. Și Maica Domnului a fost singura care nicio clipă nu s-a înduit de lucrarea Lui dumnezeiască și nici de faptul că El adesea le amintea că avea o misiune de îndeplinit și acea misiune care trebuia să se împlinească, trebuia să treacă prin suferința crucii respectiv, prin moarte. N-au înțeles apostolii, ne spune în Sfintele Evanghelii, singura care a înțeles pe deplin, chiar dacă prin sufletul ei trecea sabie, a fost Maica Domnului. De aceea, tot Maica Domnului a fost singura care a trăit momentul învierii Domnului Hristos. Ceilalți au fost martori a Mântuitorului nostru Iisus Hristos înviat, însă niciunul n-a fost prezent în momentul de dinainte de a se rostogoli piatra de la ușa Mântuitorului. Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Nicolae Cabasila, Sfântul Ioan Gură de Aur, mari părinți ai Bisericii spun că ea singură a fost martorul cu adevărat al momentului strălucitor când Domnul Iisus Hristos a înviat din mormânt. Ceilalți, odată, un or de mărturii, au fost doar martori și nu doar martori, ci cei care au beneficiat de prezența Domnului Iisus Hristos înviat din morți cu trupul nematizat, spiritualizat. Și am adus aminte de Maica Domnului pentru că în fața noastră avem pe mama Adriana. Poate că nu știu eu prea multe lucruri despre viața ei. Am să le aflu și pe parcurs. Dar câte ceva, totuși știu. Pentru că am întâlnit-o de mai multe ori, m-am bucurat de bunăvoința ei, am fost în casa ei, m-am bucurat de ospitalitate.
Și bineînțeles, am cunoscut întreaga familie, îndeosebi pe părintele Laurie, care nu este altceva decât un rod în pârgă a mamei noastre Adriana. Ori acest rod nu poate să aibă o asemenea greutate decât că a avut ca și consistență o mamă adevărată, cea care l-a zămislit pântecele ei, cea care l-a țesut în pântecele ei pe fratele Laurian și pe sora noastră Gineta, cea care a dat viața acestor oameni și care a lăsat în urmă, iată, foarte multă lumină și foarte multă dragoste. Dar, în același timp, de cum spuneam la început, și multe lacrimi. Mamă, dragii mei, este împreună lucrătoare cu Dumnezeu. O mamă se aseamănă foarte mult cu Maica Domnului, de aceea noi avem evlavie deosebită la Maica Domnului, pentru că noi avem evlavie, în fapt, la mamele noastre, de sânge. Și mamele noastre au evlavie la Maica Domnului, pentru că mamele noastre întotdeauna au știut să ne încredințeze pe noi Maicii Domnului, astfel încât să creștem așa cum se cuvine. Și atunci avem în vedere acest amănunt, că mama noastră, Adriana, a trecut la cele veșnice, în această perioadă de grație, în care Maica Domnului are o foarte mare însemnătate. De aceea, în Săptămâna Luminată, am avut și o zi specială de izvorul tămăduirii, care este dedicată ei. Acestea câteva amănunte vom continua mâine la slujba mormântării, dar cu aceste gânduri avem încredințarea că Dumnezeu a lucrat minunat. Mai mult decât ne putem noi închipui cu această ființă foarte fină, în care ne putem regăsi cu toții atunci când ne gândim la boală, la suferință și, bineînțeles, la moarte. Ne pare rău, Părinte Laurian și soră Gineta, bunicule, ne pare rău. Dar această părere de rău a noastră este însoțită de credință și de o credință nu arătare, ci credința în învierea Domnului Hristos, care ne promite că ne despărțim temporar și că ne vom reîntâlni și ne vom putea bucura mult mai mult decât ne-am putut bucura în această viață și putem profita atunci mai mult decât am putut profita cât am trăit pe Pământ. Tuturor celor care ați cunoscut-o și ați prețuit-o și ați iubit-o, vă împărtășim compasiunea noastră și dragostea noastră. Și nădăjduim că Dumnezeu găsește mijloace prin care să vă numbie sufletul, dar și să vă lumineze mintea ca să înțelegeți lucrarea Lui în ceea ce privește pe mama Adriana. Le mulțumesc părinților de pe un ascultător pentru rugăciunea comună pe care a făcut-o în această seară și le rugăm Bunului Dumnezeu ca într-adevăr să-i facă odihnă mamei Adriana împreună cu Sfinții, aproape de Maica Domnului, iar pe dumneavoastră, pe toți, să vă mângâie, să vă dea sănătate și putere, să puteți merge mai departe și a merge mai departe înseamnă și să vă însoțiți viața cu rugăciunea, care rugăciune de acum nu trebuie să fie doar pentru noi, ci trebuie să fie și pentru mama Adriana,
care a fost cu siguranță și până acum, pentru că ultimele luni au fost foarte grele și foarte intense. Și știm că n-ați plecetat nicio clipă și niciun moment când ai ușurat suferința și i-ați nădăjduit chiar să-i aduceți nu doar alinarea, ci chiar vindecarea. Dar Dumnezeu, cu siguranță că i-a vindecat, pentru că suferința i-a vindecat sufletul. Și așa trebuie să înțelegem noi. Acest canon de dinaintea morții este o suferință care vindecă sufletul. Noi am trebuit să-i vindece și trupul. Însă trupul ei îl vom revedea înviat într-o altă frumusețe și cu altă strălucire atunci când va veni vremea tuturor. Încă o dată, Dumnezeu să fie, Dumnezeu să o odihnească. În vei